Meine Rücken. Bună ziua! Ziua! Vreau să vă informez că desfășurăm astăzi ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Tucumã pentru luna martie. Ședința este statutară, pentru că un număr total de 17 se înregistrează 3, domnul Antoche, domnul Ilie, domnul Drăgăruță. Și-au anunțat am tot de loc pot fi prezenți astăzi. Și cu îngăduirea, dumneavoastră, o să facem, să-mi permite să iau loc să prezint desfășurarea activității în această poziție. Mai întâi, v-aș ruga să fiți de acord să aprobăm procesul verbal de ședință de luna februarie. Dacă sunt anumite obiecțiuni pentru tratat, v-aș ruga să o faceți. Cine este pentru? Împotrivă, o singură abținere. Mulțumesc frumos. Cu permisiunea dumneavoastră, o să dau citirea ordinii de zi. La punctul 1, proiectul ordinii de privind desemnarea domnului consilier Oancea Valentin Ionuț, președinte de ședință pentru luna aprilie 2016. Numărul 2, proiectul ordinii de privind rectificarea bugetului local. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități la repartizarea locuințelor construite prin AML, privind punctajul stabilit în fața 4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlul gratuit a sării case de cultură orașului Târgu Ona, competitorilor regulare inclusiv la alegerile locale de data de 5 iunie 2016. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare privind de evaluatorul autorizat Bodron Stelian, în vederea achiziționării imobilului teren și casă și poate orașul de bună strada Gheorghe Asache, numărul 2. Vă rog să faceți liniște. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RSC Companiei de Unități Publice Stelul Oprae, Sata, numărul 16. 7. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția pensionarii în orașul Târgu Ona, cu titlul gratuit a unui spațiu în imobilul de Bulevardul Republicii numărul 19, în vederea de desfășurării unor activități cu caracter recreativ și social-cultural. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 3.000 lei pentru susținerea competiției sportive organizate la nivelul orașului Târgu Ocna, Cupa Mâncăra la Judo. 9. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 6.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor reprezentând taxa vizită Mina Sălina Târgu Ocna pentru aproximativ 500 participanți la Olimpiada Națională de Chimie, ediția 50 organizată în județul Bacău. Punctul 10. Raport privind starea generală economico-socială și de mediu orașului Târgu Ocna pentru anul 2015. Punctul 11. Diverse. Vă rog să fiți de acord să votăm ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci, unanimitate. Aș vrea de asemenea să vă informez înainte de a intra în ordinea de zi că avem din partea cetățenilor pe domnul Măciucă Sandel. Dacă e o problemă de interes care trebuie să fie supusă atenție, vă rog să o spuneți la început. Dacă nu, probabil sunteți în calitate de cetățean care vrea să asculte și să eventual să-l intervină. Da. Cu permisiunea dumneavoastră, supunem atenție proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Oancea Valentin Ionuț, președinte de ședință pentru luna aprilie 2016. Comisia juridică a dat aviz favorabil, dacă sunt alte observații. Dacă nu sunt, vă rog să aprobăm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, unanimitate. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Inițial, în orașul Târgu Ocna, mă rog, comisiile care au avut în dezbatere pentru aviste și spune punctul de vedere. Mai sunt alte comisii? Nu. Dacă sunt discuții după marginea acestui proiect, ați înțeles toată lumea despre ce este vorba, unde au fost alocați banii, haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Unanimitate. 3.
Proiectul hotărâre privind aprobarea listei de priorități la repartizarea locuințelor constituite prin ADL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare. Și v-aș ruga să vă spuneți avizul comisiei, da? Comisia juridică a dat aviz favorabil. V-aș ruga, dacă sunt discuții, vă rog, doamna. S-au schimbat cumva prioritățile față cu cei care s-au ocupat de întâlnirea acestei liste și, în plus, dacă mai pot spune și eventual câte spații sunt disponibile la ora actuală pentru a fi ocupată. Lista e făcută pentru o perioadă de una de zi, ierarhizarea, în funcție de numărul de spații care vor fi disponibile. Deci, nu o să vă rog să... Dar să știu, anului trecut, a fost aprobat legea 215-2015, care modifică legea 215 privind accesul de unui tânăr de la locuință construită din fondurile ANR. În baza noastră de date am avut peste 200 de cereri, din acestea foarte multe au fost lansate, iar ca urmare a acestei modificări, până acum era vechea reglementare, tineri până la 36 de ani. Din acest motiv, au fost realizate un număr de 109 dosare. Din aceste dosare, 27 au îndeplinit condițiile și au fost propuși pentru criterii de redare conform interi fundași. Asta au fost propuși. Câte locații sunt disponibile în momentul de față? Momentan, nu avem nicio... Niciun spațiu. Dar față de anul trecut au fost date pe lista veche 17 locuințe. Mulțumesc. Dar mai sunt alte discuții, vă rog. Pentru că e de vieță ca subiect. S-au luat măsuri cu restanțele foarte mari care existau pe ceea ce se numește ANR? Suntem în proces cu persoanele care îndeplinează, care regizează debite. Deci, în diverse faze. N-ați reușit până la ora actuală să definitiv ați niciun astfel de... Păi, s-au tot fost... Au fost definitivate două ori cu evacuare, dar între timp au plecat... De bunăvoi. Da. Achetări de obligații? O persoană, da, o persoană a făcut un angajament de plată. Ea și mai este o sentință mai anterioară, din 2015, tot așa, înainte de pronunțarea instanței, persoana respectivă are copiile pe salariu. Da. Deschisul și taxe nu scapă de persoane. Da. Mai sunt alte observații? Dacă nu, vă rog să se punem la vot. Cine este pentru? Sunteți împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Da. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat IFEP Odronș Țelian, în vederea achiziționării imobilului, teren și casă, situat în orașul Târgu Mureș, strada Gheorghe Asache, numărul 2. Vorba de locația unde a funcționat poliția orașului. 4. Casa de cultură? Casa de cultură? Casa de cultură? Ei, nu-i nimic. Intrul urmă pe aceea. Comisia economică a disfavorat pe unanimitate. Comisia pentru banii s-a avis favorabil. Același avis favorabil și din partea Comisiei Juridice. Dacă sunt discuții pe această bază, pe acest proiect. Dacă nu sunt, haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Și pe unanimitate. Cer scuze. Revin la numărul 4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit a sălii Casei de Cultură, orașul Târgu Mureș, competitorilor electorale înscriși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Comisia juridică a dat aviz favorabil. Comisia economică a aviz favorabil. Comisia pentru planificare a aviz favorabil. Sunt discuții? Eu vreau să întreb. Vă rog. Am înțeles că totuși casa de cultură mai e în construcții. Ce situație mai este, nu știm. Poate să ne spună cineva dacă mai sunt scaune de acolo. Casa de cultură, în momentul ăsta, nu are scaunele, dar pot fi montate niște scaune provizorii pentru o manifestare, jur de 250-300 de scaune pot fi montate. De aia știam că nu sunt scaune și dacă se pot fi montate, atunci înseamnă că face obiect. Da, da. La cererea
competitorii. Se face cu 5 zile înainte de data când își propune să organizeze întâlnirea respectivă. Condițiile sunt prevăzute de către lege, probabil că cei interesați de cunoască și e bine să faceți cererea din timp, pentru că în cazul în care să suprapun două cereri, trebuie un grad. Trebuie făcut un grad. Da. Dacă mai sunt alte întrebări de tema asta? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Dacă s-ar ține cineva? Sunt mai multe atât. Proiectul numărul 6. Privind aprobarea bugetului de venit în cheltuieli la 10 compania Audități Publice Târgu Ocna ISA pe anul 2016. La alte comisii nu am avut post, dar sunt discuții prima finală. Înțeleg cum sunt? Atunci, trebuie să vreau numai cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci o abținere, doamna Bine. Trecem la numărul 7. Proiectul hotărâre privind punerea la dispoziția pensionarilor în orașul Târgu Ocna, cu titlu gratuit, a unui spațiu în imobilul din Bulevardul Stradei Republicii numărul 9, în vederea desfășurării unor activități cu caracter recreativ și social-cultural. Comisia economică a fost favorabilă și comandă amănânt care a fost spus la un bit. Comisia juridică, de asemenea, propune o împotriva acestui proiect, doar cu o reformulare. Și dacă îmi permiteți, o să vă dau citire la textul cum îl propunem noi. Se aprobă înființarea clubului pensionarilor în spațiu situat la imobilul și în orașul Târgu Ocna, Bulevardul Republicii numărul 19, destinat pensionarilor în vederea desfășurării unor activități cu caracter recreativ și social cultural. Fără a se mai face referire la contractul de comodat și perioada de 5 ani pe zi. Dar v-a spus că discuții și în club. Comentarii. Nu așa, fără perioada asta, la nimic, trebuie să fie niște obligații contractuale. Între cine? Între comodat și ca să putem vorbi de un contract de comodat, mi se pare bine că mai întâi trebuie să vorbim de două părți. Cel care e proprietar, care închiriază, și cel care primește acest spațiu cu comodat. Nu există o entitate juridică, deocamdată, la nivelul localității, mă refer la Asociația Pensionarilor, care nu sunt constituiți într-o formă juridică, și ca atare, până când nu vor avea înființată această asociație, nu pot să creez un contract între terțe persoane, care nu sunt constituite juridic, și poate, eu știu, Consiliul Local, prin clubul respectiv. Eu zic că înființăm clubul, între timp și ei au posibilitatea să-și constituie asociația, pentru că vă spun în modul cel mai sincer că este nevoie la nivelul localității să ne dăm un spațiu acestor oameni de vârstă pentru a-ți desfășura activități de socializare, culturale, știu, jocuri, șah, table și ce vor ei, care sunt mai ales necesare în perioada vremii ploioase și a iernii. Păi și totuși cine răspunde de unul? Noi gata, n-ajăm spațiul respectiv, îl dăm, dar cui îl dăm, cine răspunde de el? Celor care sunt interesați și am stat de bună, și eu fac parte din care vreau aceste categorii socioprofesionale sau oameni care au lucrat o viață și acum au statutul de pensionar, le-am explicat că trebuie să ne constituim din punct de vedere juridic, să existăm ca o entitate, ca să putem să realizăm acest contract de închiriere. Pentru că nu am cui să-i dați. Cine? Atâta vreme cât este administrat de către primărie, adică ăsta nu e un bun care îl dai cuiva și îți ia dreptul de folosință asupra lui. El îl folosește în mod temporar și numai cu aprobarea pe o anumită perioadă cu cheie, îi dai cheia, aduce cheia înapoi, nu rămâne cheia sau spațiu la dispoziția în mod permanent. În cazul ăsta, din punct de vedere juridic, eu nu văd decât o singură formulă. Rămâne a primăriei, da. Numim un reprezentant, nu știu, departament, o persoană din cadrul primăriei, da. Și care va fi interfața cu acești pensionari care își doresc să desfășoare acolo o activitate și pentru fiecare activitate se duce de persoana responsabilă, descuie și la sfârșit încuie. Exact.
Asta e cea mai bună formulă care trebuie să... Ok, dacă primăria își asumă chestia asta și modifică proiectul de hotărâre și... Cred că e o greșeală, dacă am înțeles eu bine, eventual mai citim o dată propunerea dumneavoastră, nu intră în atribuțiune nici ale primarului, nici ale Consiliului Local, aprobarea constituirii unui club al nimănui. Că-s pensionar, că-s elevi, că nu știu ce. Ce încercăm noi, prin ședința de astăzi, să rezolvăm, e să vedem dacă putem să asigurăm un spațiu, un eventual club, că de pensionari sau de cadre militare în rezervă. Cam asta vrem noi să facem. Dacă ei se constituie bine, dacă nu se constituie, nu vor beneficia de acest spațiu. Cam asta e. Foarte corect, dar aceasta e ideea, de fapt, că nu are niciun fel de altă tență, decât de a da posibilitatea să folosească condițiile în lege, pentru că le-i pui la dispoziție. Dar, invest, dacă au o formă de organizare. Așa, uitați și în parc, le-am pus la dispoziție niște mese, niște astea, dar e nou un club de aparat. Și totuși folosesc mesele alea, am pus în calitățile primăriei. Noi, dacă identificăm, că am înțeles că e Republicii numărul 19, un spațiu care se poate fi adus la numărul cerințelor, dar putea fi folosit, în sensul de a avea lumină, da, știu, un grup sanitar, pentru că sunt oamenii vârstă. Din ce am mai înțeles eu, ca să poată fi aprobat un astfel de club, trebuie să facă și dovada unei eventuale săli în care să-și desfășoare activitatea. Exact la o firmă, întâi și avea și avea după aceea să avem de funcționare. Domnul Cimar, obligația pe care o are orice fel de asociație va refer la un anumit grup de oameni care vor să desfășoare o gen de activități. Aici, în stății, vorba despre pensionar, trebuie să constituie în cadrul unei asociații să fie reglementată de către instanță, să apară cu responsabilități juridice. Și atunci au drept. Și asta se poate face la locuința oricăruia dintre membrii asociației, a membrilor fondatorului. Nu e, într-adevăr, ei se cramponează pentru că ființa o societate presupune niște cheltuieli. Și probabil că în momentul de față nu dispun sau nu s-au adunat suficient de cei care se contribuie pentru a deveni fondatori și cotizanți la înființarea acestei asociații. Da, asta este vorba juridică. Nu zice nimeni că nu suntem de acord să-ți desfășoare activitatea într-un spațiu pe care îl pune la dispoziție. Dar poate vor să desfășoare și anumite activități cu un număr mai mare de persoane și cineva trebuie să respecte niște reguli. Nu întâmplător s-a făcut și regulamentul și toate obligațiile pe care le au cei care intră într-un asemenea spațiu. Nu dăm bun la dispoziție și mai pleacă. Sau suntem la o persoană fizică, facem un contract de comodat între un spațiu la o proprietate publică față de o persoană fizică. Deci suntem, intrăm în conflict cu legea noastră. Aș dori să citesc proiectul de hotărâre. Deci, la articolul 1, se aprobă punerea la dispoziție pensionarilor din orașul Tulcea cu titlu gratuit, o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de comodat, a unui spațiu în imobilul situat de Republicii 19, în vederea desfășurării unor activități cu caracter recreativ și sociocultural. La articolul 2, se aprobă regulamentul de organizare și funcționare prezentat la anexă la prezenta hotărârii. Ce spune, și apoi, lucrurile de amenajare, întreținere vor fi suportate din bugetul local. Ce spune regulamentul? Care noi îl aprobăm astăzi. Rezolvă și problema care se ridică aici. Regulamentul de organizare și funcționare a clubului pensionarilor. Denumirea clubului pensionarilor. Clubului, denumirea clubului este clubul pensionarilor din orașul Târgu. Obiectul, principalele activități, programul de funcționare, 10-19, obligațiile membrilor, interdicții, dispoziții. Deci rezolvăm problema. Le dăm spațiu la care îl plătim noi, am făcut și regulamentul. Nu poate Consiliul Local, așa cum spunea și domnul viceprimar, să obligăm pe cineva să se asocieze, să facă asociație, să facă fundație, să facă nu știu ce. O fac ei. Dar noi aici rezolvăm problema dându-le spațiu și punându-le regulament. Cine se încadrează în regulament, poate funcționa. Cine nu, nu. Deci rezolvăm și această problemă prin regulament. Și este bine să-l dăm, pentru că
Sunt mulți pensionari, nu sunt numai pensionari militari, sunt și ceilalți pensionari care doresc să aibă un club unde să-și desfășoare activitate. Și atunci, este posibil ca ei să opteze, și nu putem noi să hotărâm cum, e posibil ca pensionarii militari să se organizeze într-o formă asociativă, poate cei care au lucrat în bugetare, cei de la finanțe, cei de la primărie, să se organizeze într-o altă formă, poate ceilalți în altă formă. Forma în care ei se organizează o stabilesc ei, nu o stabilim noi. Noi facem doar atât. Punem la dispoziție spațiu, hotărâm în Consiliul Local că suportăm cheltuielile și amenajarea lor și am stabilit regulamentul și cred că am rezolvat. Regulamentul de utilizare exact. A spațiului, și regulamentul de funcționare a clubului. A membrilor. Membrii fiecare optează ce vrea. Poate unii vor să facă fundații, alții vor să facă asociații, alții vor să se alinieze, că sunt multe forme. Să se alinieze la sindicatul pensionarilor. Alții vor să se organizeze la asociația care există la nivel național, cum se cheamă, militarilor din rezervă și nu știu ce. Da. Și atunci, nu cred că este corect ca noi să hotărâm cum să facă. Ei se organizează cum vor ei, noi le punem la dispoziție spațiu și vom încheia imediat. Vom încheia cu fiecare, în forma în care se află, aceste contracte și condiții. Și contractul va fi de la data semnării. De la data semnării. Deci 5 ani de la data semnării. Iar la fruntea rămâne în... Rămâne în fruntea. În momentul de față, pensionarii sunt organizați într-o formă asociativă, non-profit, ceva, sau doar des pensionari și atunci? Unde sunt problemele? Păi, și atunci? Nu putem. În momentul, eu aș propune un amendament, nu știu dacă mă... Vă repet dumneavoastră, în momentul în care s-au organizat, cum vor ei, dar într-o formă asociativă, corect, juridică, nu creăm o debandată, că unul zice că e acolo, unul acolo, cu un reprezentant clar, suntem noi. Atunci îi se dă, primăria va pune spațiu corespunzător, grupuri, clar, da? Grupuri sanitare și astea, în momentul în care ei se organizează, pentru că până la urmă, suntem civilizați. Da, unul vine așa, unul poate vine beat, unul... Nimeni n-are nicio... cum să zic, o... Domnul Consiliu, erați ce este regulament? Exact ce spuneți dumneavoastră, scrie în regulament. Păi da, dar noi, regulament. Să pune spațiu, dar ei nu s-au organizat. Se va pune, se va pune, se va pune, se va pune. Nu se pune la prezent, se va pune la viitor. Acum va trebui să stabilim ce este în primul. Adică să ardeți să vorbeați, să vorbim pe rând și după aceea nu mă spun de mai ce vă zic. Atât. Da, vă spun, doamna. Părerea mea este că problema, într-adevăr, pozitivă pentru ceea ce se numesc oamenii orașului și o cerere constantă și prin mulți ani, privind acest mod de ocupare plăcut alături timpului care ține de pensionar, a pensionar. Cred că proiectul de hotărâre este pus greșit. Noi nu oferim cu titlu gratuit locuitorilor orașului Târgu Ocna, pentru că dacă calculăm 3 sferturi intră în această categorie pentru care vor beneficia de activități și un sfert a mai rămas productiv. Deci noi, de fapt, aprobăm înființarea unei activități recreative pentru pensionari, lucrând în spațiul nostru cu cheltuielile noastre și ei să fie beneficiari. Beneficiari în condițiile în care își prezintă cuponul sau, deci, pe sistemul ăsta. Dar nu ai cum să semnezi cu cineva, pentru că nu există acest cineva care să-ți preia un activ. Noi aici discutăm din ființarea unei noi activități recreative sub patronatul primăriei a Consiliului Local. Pentru desfășoare? Uite. Da, și pe desfășoare cum vor ei. Nu se poate. Nu le creăm noi spațiul o recreație. Se dă cuiva. Bineînțeles. Cine e acest cuiva? Păi când își vor face asociațiile, atunci se va semna. Atunci, haideți să aprobăm acordarea cu titlu gratuit a camerei, când vine solicitare din partea asociației pensionare. Sau o formă. Deci n-ar rost. Ce ne dați voi? Ne dați voi să facem niște cheltuieli pe spațiul respectiv, să-l punem la dispoziție, să-l putem pune la dispoziție. Pentru ce să le faci odată ce nu știi dacă există asociația? Deci cu cine să semnezi? Deci haideți să lăsăm această organizație, asociație, multitudine de oameni să vină să solicite această treabă.
După cum văd, eu vreau ca să se roage lumea de dumneavoastră. Asta e toată chestia. Trebuie să vină. Haideți să vină pensionarii să roage de noi să le rugăm. Dar de ce să suferiți dumneavoastră de atâta creier ars ca să vă gândiți oare ce mai vrea omul să mănânce mâine? Ăsta e scopul Consiliului Local, să se gândească la cetățenie. Deci, Consiliul Local este de acord să pună în discuție acest punct în condițiile în care va fi solicitare de la cetățenie. Noi aprobăm acum o activitate. O activitate care poate face parte din activitățile casei de cultură și atunci cel care răspunde cu dat cheia, luat cheia, încuiat, lumină, gaz și așa mai departe, să fie un angajat al primăriei, poate să facă parte din activitățile recreative, sport, cultură, artă și culte și să o ia în primire cu mare grijă de piscină, de centru de informare, să aibă grijă de casa pensionată, dar ține de activitate. Noi nu avem cum să aprobăm acum că dăm cuiva cu titlu gratuit, că n-are ce să ia în primire. Asta e părerea mea. Deci noi acum, de fapt, aprobăm înființarea unei activități recreative pentru locuitorii orașului. Stabilirea unui spațiu și înființarea activități pe bază de regulament. Spațiul intră în contextul desfășurării activității, dar trebuie să aprob activitate la care are ca subsidiar spațiu gratuit și așa mai departe. Asta e părerea mea. Nu cred că ar trebui să stabilim acum că a fost mai întâi om sau găină. Eu cred că se poate soluționa această problemă. Până la urmă, haideți să limpezim un pic lucrurile. Pensionarii își doresc un loc, își doresc, da? Da. Noi suntem dispuși să-l dăm? Da. Da? Bun. Atunci, fie că faceți noi întâi hotărârea de Consiliul Local, pe care le atribuim unii viitoare organizații, am o să-și o facă. Și dacă fac o dată că își doresc acel spațiu, se vor asocia. Iar în cazul în care ar putea să vină și ei cu inițiativa întâi de pune cerere frumușel și noi le aprobăm ulterior. Deci, ce să stabilim acum? Ce este întâi? Ou sau găina? Eu zic să-l votăm și dacă o să constituie, eu să-l constituie. Există tendința asta care se manifestă de ani de zile, ca dacă cineva vine cu un amendament să completeze un proiect de hotărâre, un articol de proiect de hotărâre, să-i se dea așa cu tifla și să-l respingă. Discutăm despre o chestiune la nivel de Consiliul Local, care poate nu a fost suficient de bine argumentată în momentul în care inițiatorul sau cine a adus în discuție acest proiect, în forma care cu ce deranjează. Discutăm despre faptul că avem un regulament care s-a făcut pentru activitate la pensionarilor. Și discutăm despre un spațiu. Partea cealaltă cu posibilitatea pensionarului de a folosi acel spațiu și de a respecta regulile care sunt, nu mai le discutăm, nu? O pot face și până când se creează să asociații ca și entitate. O pot face și individual sau 2, 3, 7, câți vii odată, că procesul de înființare asociației mai poate dura. Hai să le punem la dispoziție acest spațiu, hai să le dăm posibilitatea să-l folosească, să punem omul care să preia această activitate și nu nicio enorocire. Dar felul cum e pus aici cu concesionarea pe 5 ani de zile noastre, citiți încă o dată articolul 1 și vedeți cum e. Chiar asta se face. Adică până când se face această concesiune cu comodat, va exista data semnării. Până la momentul respectiv, primăria și speță, după hotărârea noastră pe Consiliul Local, va putea să amenajeze spațiul, să-l asigure, să-l aranjeze și chiar să se și desfășoare niște activități. Hai, domnule, dar cine oprește primăria să facă? În momentul când s-au asociat, hotărârea de Consiliul este legală, este în vigoare și se face contract de comodat. Ca să repare o clădire. Adică, noi n-am fost deloc în contradicție pe tema asta. Păi nu, chiar că cum nu da nimeni cu tifla la nimeni. E o chestiune de formulare și de formulare. Dar de ce să cer că eu cred că toți vrem binele, numai că nu știm cum să o punem. Dar eu cred că am reformulat pe cât se poate de logic și în spirit juridic formularea acestui articol și vi se pare dumneavoastră. Știți ce se întâmplă? Ce găseam ițale formularea care astea? Că atunci când se vor asocia ei într-o organizație și vor vrea să facă într-adevăr un contract de comodat cu primăria,
Atunci va trebui să mai facem încă o nouă hotărâre de Consiliul Local în care să aprobăm din nou. Și asta e mare problemă, că vin atunci într-o formă legală. Prima dată când facem parte din grea, facem doi pași într-o singură. Haideți să le facem, hai să le creăm în condiții, dăm un spațiu și să poată oamenii să se înțeleagă. Dacă nu, dacă nu sunteți de acord. Poți mă fiu de acord. Dar dați-i forma care trebuie, cu am spus. Se aprobă înființarea, dacă vreți să-i spuneți cum personalilor, puteți să-i spuneți, dacă nu, dar o înființare activitatea primăriei. Sau acordarea unui spațiu și dar cui cu cine să fie regulamentul clubului? Nu putem aproba noi Consiliul înființarea unui club. Corect! Lasă-mi ei să-l înființeze. E trebuie dată adresa. Domnul consilier, nu poți să înființezi până n-ai sediu. De acord. Deci eu dacă vreau să fac asociație, trebuie să aibă sediu. E primul lucru care îmi cere. Și atunci noi dăm sediu, îi dăm... Stați puțin, că până acum s-a discutat despre un club, s-a discutat despre un sediu. Doamnă, se aprobă punerea la dispoziție, el trebuie să aibă Republicii 19 și cu asta începe. Noi îl punem la dispoziție, cu titlul gratuit, pe 5 ani, îl las pe el să organizeze cum dorește. Dacă se înființează cei din buget în asociații, în fundații, ce se înființează, vor veni, dar discuțiile cu cererea doamna Biricere a existat. Am avut întâlnire și cu pensionarii din sistemul penitenciar și de la poliție, care au spus, dom'le, dați-ne sediu. Și au fost aici 30 de persoane. Am avut întâlnirea și cu pensionarii ceilalți din oraș, respectiv cei care au ieșit la pensie. Nu, dați-ne un spațiu, un spațiu. Nu putem noi să aprobăm activitate, că nu grădiniță de copii, să le spunem lor, înființăm activitatea pentru pensionari. Nu e treaba noastră. Noi punem la dispoziție un spațiu în niște condiții. Văd că și domnul Nuțu vrea același lucru. Haideți să vedem care e amendamentul, pentru că eu cred că articolul 2, prin regulamentul pe care îl avem, rezolvă ce se întâmplă acolo și articolul 1 pune la dispoziție și înțeleg să mai punem o condiție să se organizeze într-o formă juridică. Dacă vrem același lucru, hai să găsim formula. Noi suntem de acord să-l aprobăm. Nu putem să plecăm din această ședință și să spunem ce? Că n-am fost de acord să aprobăm pensionarilor un spațiu. Că asta rezultă de aici. Hai să aprobăm spațiu unde sfârșeam activitatea. Ce să fac? Să pun eu un șef de birou de 25 de ani să organizez activitatea pentru pensionari? Nu cred că e corect. Construiți bața să înființez o activitate în cadrul primăriei. Pe ce mă ocup eu de activitatea lor? Pentru că nu ai partenerul de semnatul. Nu ești scurs. Nu avem domnul dacă ei o venit. În ceea ce se numește documentele puse la ședință, nu există nicio cerere de la cineva care a solicitat așa. Aș cererea, să vedeți. Deci cererea există, doamne. Dar nu e cererea. La cererea lor am făcut-o. Nu facem că vrem noi așa. Deci militare, toți militarii sunt în jur de 60, a fost și domnul Luciu și este acolo. Odată, dar sunt și ceilalți. Cu cât reglementăm, dacă la articolul 1 se dorește un amendament, noi suntem de acord să-l facem. Haideți să-l punem, că și domnul Luțu vrea să dea spațiu. Haideți că se lucrează, să face o nouă reformulare, ca să nu fie nici pe unul altul, să fie cea care îi avantajează pe pensionar. Pensionare de locare. Ei să tot de ordine toată viața, venim la acolo la primărie și punem noi. Dar nu e cineva care e împotrivă. Pensionarii bă militar. Discutăm despre cuvântul pensionari. Toți pensionari. Dar mai să fii de ordine. Toți pensionarii au lucrat în activitate. Deci lăsați pe ei să organizeze cum doresc. Noi le aprobăm spațiul cu titlul gratuit. Ziceți, domnul... Deci am înțeles că se acordă spațiul cu titlul gratuit. E în regulă, da? Dar acolo mai sunt niște cheltuieli. Lumină, întreținere... De care le sunt toată primărie. Cine răspunde de ele? Deci spațiul va fi cu titlul gratuit, atât. Dar lumina se o plătească și... Pentru ce să o plătească dacă n-are cine? O folosesc locuitorii orașului, da? Altă lumină, alta este... Bine, atunci să se organizeze într-o entitate... Așa că ai. Și după aia să vină cu... O altă problemă vrea să o zic. Ceea ce se... La articolul 3, spune... La articolul 3 rezolvăm această problemă. Lucrările de amenajare, întreținere și plata utilităților vor fi suportate din bugetul local. Și am rezolvat. Eu am o problemă aici. Da. De ce are să nu încercăm? Da, dar în timpul ăsta se poate discuta. Să suporte primăria cheltuielile materiale. Iar ceea ce se numesc lucrările de manoperă, să vină cu aportul acești pensionari. Sunt specialiști, sunt mai buni decât tot ce se numește tineret. Sunt oameni care suferă pentru că nu sunt băgați în seamă și își vor avea grijă de spațiu. Eu vreau să
să aveți respect, să aveți respect. Dar de ce aveți impresia să aveți respect pentru pensionat și noi punem să vorbească ei acolo. Dacă vreți să-l dăm, îl dăm, dacă nu le spingeți și doamna primar, eu propun la vot, cine nu vrea să spingeți. Cine nu vrea să dea pensionarul în spate și vreți să-i punem să vorbească ei și să zugrăvească. Doamna bine are ambiția să vadă un pensionar să-și dea pe scara. Haideți că am zis, nu m-au sensul. Vă rog. Haideți să ascultați o nouă reformulare ca să vedem dacă vă... Am reformulat articolul 1. Propune, deci primarul așa propune, se aprobă amenajarea spațiului din imobilul situat în orașul Târgovna, Bulevardul Republicii, numărul 19, în vederea desfășurării unor activități cu caracter recreativ și sociocultural. Spațiul prevăzut la articolul 1 va fi pus la dispoziția pensionarilor cu titlu gratuit la solicitarea acestora. Și urmează regulamentul și lucrările vor fi importante din bugetul local. Și am reformulat atunci. Mai sunt alte comentarii pe tema asta, pentru că trebuie să ne jucăm pe oameni. E același lucru. Dacă vreți să vreți să reformulez și asta să fie tot același lucru, mai reformulez o dată cu alte cuvinte și exact același lucru. Ne-am băgat în seamă ca să arătăm că noi ajutăm pensionarii mai mult decât unii decât alții. Asta e toată treaba. Știa că eu n-am suferit treaba asta. Exact același. Mă rog, haideți să punem la vot în forma pe care o prezintă. O recitesc? Da. Se aprobă amenajarea spațiului din imobilul situat în orașul Târgovna, Bulevardul Republicii, numărul 19, în vederea desfășurării unor activități cu caracter recreativ și sociocultural. Spațiul va fi pus la dispoziția pensionarilor cu titlu gratuit la solicitarea acestora. Se aprobă regulamentul prezentat în anexa la prezenta hotărâre. Lucrările de amenajare să țin și data autorită vor fi suportate din bugetul local. Încă o întrebare. Spațiul în suprafață de cât? Dar mai concret care ar fi spațiul? Care este spațiul? Că putem să ne trezim că reparăm și cheltuim pe 2000 de metri pătrați. Facem și poliția nouă. Unde a fost... Este o cameră unde este a fost asociația persoanelor cu dizabilități locomotorii, dacă știți. Prima deci, cameră de la Pagirea. Spațiul în suprafață de cât? Fost o sediu a PNR-ului. Într-o perioadă. Este o cameră de plădire a fost pe mine. Sunteți de acord să o punem la vot sub forma care a fost cu amendarea de care a fost prezentată de doamna Corina? Cu specificarea suprafeței. Bătrânarea, suprafeția, stabilitarea. Sunt trei vorbe aici. Tot mai vorbim. Trei statemente. Și dacă am fost 2 miliarde. Dacă o să fie 32. Haideți acum din spiritul de contrazice. E Republicii 19 și... Mă lași un pic să vorbesc. Reformulare. Reformularea asta pe care o punem într-un articol foarte bun, o găsim aici. Se aprobă punerea la dispoziția pensionarului și Târgovna gratuit pe o perioadă de 5 ani. Iar, și spuneți, lucrările de amenajare, întreținere și plata utilităților vor fi suportate de bugetul local. N-am spus invers, am spus așa. Se aprobă lucrările de amenajare și punere la dispoziția nu știu cui. Numai așa ca să ne dăm importanță. O lăsăm așa, pentru că așa vreau, vor unii să încurcăm lucrurile, dar ele sunt foarte clare pe articol. Mai aveți care va dată completatul acest... Punem ăsta prima dată la... Supunem la vot proiectul de hotărâre cu aprobarea inițiatorului, cum e amendamentul care a fost prezentat. Nu, am eu un amendament. Să pune la vot prima variantă. Dumneavoastră, vă rog frumos să vă vedeți de activitatea dumneavoastră din consiliere. Pentru că, deocamdată, eu conduc ședința asta și... O conduceți, dar nu sunteți deasupra noastră. Nu. Păi atunci... Băi, dar nu încercați să depășiți... Nu încercați noastră să faceți aia extraordinară, cum... Păi extraordinară e! Și așa, interveniți fără teme. Ordinea aici, ce înseamnă ordine aici? Adică ce, primăria dumneavoastră sau cum? Ori când încercați să faceți ordine aici, ce înseamnă asta, domnule? Ordine cu mine acum. Haideți că... Să o punem prima dată la vot în varianta cum a fost prezentată în proiect. Cine este pentru? În prima variantă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dacă s-abține cineva? Împotrivă. 3.
Moanța, o abține, două abține? Da. Mai votăm o dată. Și am făcut. Mai votăm o dată. Suntem 14 de toți. Da. Hai să punem la vot varianta a doua, că unii poate... Da, dar poate abține și pentru. Dar tu, 7 de la mai de la 7 la 7. Deci nu știu mai șapte, nu știu mai șapte, pentru faptul că la prima propunere voturile sunt egale, 7 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri, deci 7-7. Vă supunem la vot a doua variantă, cu amendamentul pe care vi l-a prezentat doamna secretar. Cine este pentru forma prezentată cu amendamentul prezentat? Cine este pentru? Pentru 2, 3, 4, 5, 6. Tot nu trece. Cine este împotrivă? Împotrivă? Nu, noi suntem împotrivă 0 și abțineți. Abțineți. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar mai e și nici o arătă. Păi, faci din țânțara. Da, hai să vă arătăm. De cine va fi semnat procesul verbal de pedare primirei ala acestui spațiu? De cine? Vă rog să facem niște. Haideți să mai supunem la dată la poate al doilea cu amendamentul. Ce este faptul? S-a făcut s-a dat. Nu-i voie să voteze două ori. Domnul viceprimar, nu are, nu ies voturile. Nu ies, nu ies. Nu ies, nu ies. Nu ies, nu ies. Nu ies, nu ies. Nu ies, abținerile, 6 voturi pentru, trebuie să și nominalizez aici, să nu nominalizez. Vă rog încă o dată să supunem la vot. Abține. Cine este pentru? Mâna sus. Varianta 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și lăsați-mă și ca să știți. Domnul Nuțu. Ba da, 1, domnul Nuțu, Piri. Băscălină. Tudoreanu. Adam. Panțăru. Și Zdăvălnici. Împotrivă, cine este împotrivă? Împotrivă. Împotrivă, nu, da. Nu. Abține. Cine se abține? Abține. Ugur, Varna, Rodavu, Agina, Isaic, David, Păscălin și cu... Păscălin, pardon. Și cu Păscălin. Și 7 la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 6, 8. Da, acum de pe aici. 8. 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 Deci până la urmă, cei care nu au putut să ofere pensionarilor spațiu, au avut câștig de cauză. Nu s-au oferit acest Am treabă pentru că dumneavoastră vorbiți, dacă vă permiți, vorbiți, pentru că eu mă duc și ziți. Nu vă permit lucrul. Bine, mersi. Vă rog, domnul David vrea să închirieze spațiul respectiv la pensionar. Dar nu e nimeni de legat. Deci nu este o asociație. Cum să dea, să faci un contract de comodat cu IVA? Mai cum? Deci dumneavoastră chiar nu înțelegeți problema asta. Care este concluzia? Nu am nimic împotrivă să-i satisfacă un spațiu la pensionare în care să desfășoare activitățile pe care le solicit. Nu s-a văzut. S-a văzut, s-a ieșit în prima fază și în a doua fază, nu se referă cu nimic altceva decât de le dau oamenilor posibilitatea. S-a văzut din gură le dau și din realitate nu le dau. Sunteți filozofi. Vreți să ceva. Cum vă rog, frumoasă, domnul primar, că când vă dau voie, vorbi și dumneavoastră, dar nu mai încerca să... Dar văd că nu prea dat voie la nimeni, domnul Nuțu, de bucate vreme. Chiar nu vă dau. Dacă ați ajunge primar, că n-am mai vorbit nimeni în orașul ăsta.
Probabil că din cauza dumneavoastră. Probabil? Deci aveți ceva personal cu mine? Nu, dumneavoastră, aveți cu toată lumea. Cu toată lumea? Deci frate, sunteți toată lumea? Dar votul este mai eficient în toată lumea. Nici n-ați ajuns primar și credeți că sunteți toată lumea? Mai aveți domnul Nuțu de mică? Știu treaba. Pe atunci? Știu cum faceți. Nu vă mai degrazi nimic. Nu mă gândesc la dumneavoastră. Păi nu, dar v-ați greșit. Nu vă faceți. Nu faceți griji că chiar nu. Dar vă sunteți curajos. Curajos și îndrăzneți. Ca să nu zic că e mai bine. Vă dumneavoastră mă cureți pe undeva. La următoarea fază nu pot decât să-l poftesc afară pentru că dată. Eu m-aș pofti singur afară. Păi... În locul dumneavoastră. Haideți... Va, vă rog să acceptați să trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind alocarea la bugetul local la sumă de 3.000 lei pentru susținerea competiției sportive organizate la nivelul orașului Stațiile Târgu Ocna cu pavântul la judo. Comisia juridică a fost favorabilă. Dacă se desfășoară, dacă nu sunt discuții, haideți să o punem la vot. Cine este pentru? Chiar nu vot. Cine este pentru? Nu vot. Nu vot. Pentru un amendament. Este o sumă prea mică. Ar mai trebui suplimentată cum că... Da. Am trecut la vot, domnul. Cine este pentru? Până ați spus cine este pentru. Cine este împotrivă? Împotrivă? 0 voturi și abține. Cine îți abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și credeți că mi-ați făcut un rol, domnul primar? Mi-ați făcut un bine. Abia am scăpat din organizare. Vedeți că vorbești neîntrebat. Da, vorbim. Domnul Marcea, dumneavoastră cum ați votat? Da, a fost la abține. Abține 8. Da. Deci n-a trebuit. Trecem la următorul proiect. Proiectul de hotărâre privind alocarea de bugetul local la sume de 6.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor reprezentă taxa de vizită din Astalina din Ocna pentru aproximativ 500 participanți la Olimpiada Națională de Chimie, ediția 50 organizată în județul Bacău. Vă rog, comisie. Comisia economică a fost favorată la unanimitate de voturi pentru. Comisia juridică a fost negativ. Discuție. Vă rog. S-a încercat o negociere cu ceea ce se numește Salina pentru o diminuare a costului. Adică dacă faci calculul la 500 de oameni cu 60 de milioane, se exact aici normal. Eu sunt de acord că este un ajutor pe care trebuie să-l dăm Consiliului Județean, respectiv Inspectoratului Județean, pentru că este vorba de o activitate la nivelul județului. Sunt de acord că poate și celelalte localități sprijină într-o formă sau alta această olimpiadă națională care ține de elementul educativ și n-are rost să faulteze niște oameni care într-adevăr muncesc și învață decât atât ajutoare sociale, mi se pare corect. Dar în același timp s-ar putea discuta cu ceea ce se numește Salina să facă pentru cei 500 de participanți un tarif preferențial și atunci să meargă spre același 30 de milioane care s-au cerut pentru... Dacă mai sunt alte discuții, vă rog. Doamna Viri, sunt copii din toată țara. Da. Nu dăm niciun sprijin, nici Consiliul Județean, nici Inspectoratul Școlar. Noi facem popularizare orașului Târgu Ocna. Acești copii sunt din țară, din experiența anilor trecuți. Dacă i-am dus acolo, au revenit și cu familiile și poate acesta este și un motiv pentru care anul trecut au avut 215.000 de turiști. Nu putem face nicio negociere cu Salina. Salina are un tarif pe care îl respectă. Tocmai noi vom plăti tariful redus pentru copii. Am pus această sumă pentru că ei vor fi în jur de. Și este posibil ca să ne ajungă această sumă, de ce am prevăzut așa? Dar fiți sigură că vom merge pe tariful redus la Salina, nu pe tariful. Și părerea mea este că pe tariful maxim. Pentru că la fiecare 10 copii, parcă, Salina dă o reducere. Nu, domnul. Da.
și la 8 copii, de o reducere. Și vom avea grijă de această reducere. Eu cred că trebuie să aprobăm, pentru că 500 de copii din țară se duc în Salina, este un lucru benefic pentru noi. Sunt multe obiective turistice în județ unde ar putea să meargă acești copii. Dar noi credem că este bine să se atrage în una din zile și spre noi și este un lucru folositor cu asta. Mai e cineva? Aș putea și eu cu două porturi, dacă puteți. În ceea ce privește promovarea turistică a județului, din informațiile pe care am pentru că și eu sunt foarte activ, domnul inspector mi-a semnificat faptul că și în Reștiu, și la Borzești, vă face o deplasare, dar ținând seama că este pentru disciplinei, ei își doresc mai mult de atât, acum nu m-ați străit, provenind de la zona de exploatare, respectiv sanatoriu. Vor merge și la Chim Complex Borzești, unde pe etape au organizat o astfel de activitate cu specific alchimiei, iar în ceea ce privește vizitarea sanatoriului, se dorește și o promovare turistică la nivel video, în cadrul acelei săli de spectacole. Și în sensul ăsta le dă vreau cu domnul director și ne aproape de sprijinul. S-a încercat o negociere cu societatea, ceea ce știu eu, și eu nu mai am legătură acum cu societatea, dar la nivelul Societății Naționale a Sării, actualmente acționariatul de acolo este 51% statul și 49% este fondul proprietate. Fondul proprietate vă dați seama că au interesul de a stoarce bani în viață seacă. Deci nu există același interes care și ar fi și din partea statului pentru formarea elevilor, etc., etc. Și ei scot bani în orice. Din motivul ăsta, eu când am fost, am pus-o sub altă formă. Pentru că este și datoria noastră de cetățeni și, până la urmă, chiar și de Târgu Ogneni. Ca să mai luăm ceva ce ni s-ar cuveni pentru faptul că avem zăcământul ăsta, comoara asta, care o avem la Târgu Ogneni. Din păcate, nu ne-a rămas decât o singură pârghie să cumva să recuperăm din banii ăștia pe care îi dăm Salinei, să-i recuperăm eventual pentru o taxă pe turist, care va veni, dacă vom veni cu ea, într-o inițiativă locală, din partea consilierului local. Eu am vrut să am o astfel de inițiativă singulară și nu o ascund, o să o fac. Garantat o să o fac, să o să punem o taxă locală de un leu de turism, dacă o să o votați, o să o susțineți. Acum, cel puțin, nu mai sunt în incompatibilitate, ca să zic că, uite, nu pot să o fac. Și chiar am să propun domnului primar ca la viitoarea ședință să punem pe ordinea de zi o astfel de inițiativă, să taxăm un leu de fiecare turist pe care îl încasează Salina pentru vizitarea zăcământului de sare care se află pe teritoriul Salinei, pe orașul Târgu Ogneni. O scurtă completare, dacă mai permiteți. Nu am fost precizarea personală, am fost adresă din partea inspectoratului școlar la Salina Târgu Ogneni, am adresat-o direcției. Domnul director a înaintat-o către Societatea Națională a Sării și săptămâna aceasta încă nu avea absolut niciun răspuns în acest sens. Eu am văzut cu dumneavoastră și nu avea niciun răspuns favorabil. Deci, la testul oficial este făcut din partea inspectoratului școlar. Faptul că această activitate, evenimentul de a se desfășura pe raza județului Bacău, această olimpiadă, eu cred că este cunoscut către Ministerul Educației. Siguranță. La nivelul de vârf a factorilor de decizie, ar fi putut să se înțeleagă și să accepte accesul gratuit a acestor elevi într-un obiectiv care, dacă cu adevărat vor să beneficieze de ceea ce oferă zona noastră. Pe de altă parte, cred că așa cum noi ne oferim sprijinul să plătim biletele, puteau să suportă o parte din post inspectoratul școlar, putea să suportă Consiliul Județean Bacău. Deci mai sunt și alți factori care ar fi trebuit atras. Mi se pare destul de mare, pentru că ne facem, de fapt, vânzare celor la Salina, care, așa cum se zicea și domnul Bucur, nu lasă aproape nimic în localitatea noastră. Olimpiada... Nu a făcut cu relocare înapoi. Da. Olimpiada are un buget repartizat de către minister,
dar pentru toată delegația, reprezentând 400 de elevi, 50 de cadre didactice însoțitoare și 50 de membri ai Comisiei Centrale, care sunt profesori universitari, inspector școlar, respectiv acei reprezentanți ai Ministerului, pentru o perioadă de încălzire trebuie să li se asigure acestor persoane cazare și masă, iar partea asta cu promovarea turistică e oarecum o atribuție a județului respectiv. Putea fi sarcina Consiliului Local, plata letelor pentru cadre didactice de cei care îi soțesc, care elevii să aibă acces gratuit. Așa văd eu că ar fi fost o lege normală. Solicitare la cazare nu prea am fost. Nu, Bobna. Nu sunt cazați la Bacău. Eu vă spun că suma e destul de mare, iar în orașul de Bobna sunt o grămadă de copii care au nevoie de ajutor și noi, pe care nu putem să-i dăm ceva. Da, dacă mai sunt alte discuții. Exact punctul dumneavoastră de vedere, doamnă, să-l exprim și eu. Este foarte corect. Nu cred că primăria poate aloca 60 milioane doar numai primăria. Ar trebui să implice și alți factori. Cum ați enumerat dumneavoastră? Deci mi se pare o sumă mare, totuși. Și Salina să nu participe cu nimic și să ia bani ca întotdeauna. Deci eu am sumat ce, nu-mi pare rău. Da. Haideți să supărăm la vot. Cine este pentru alocarea sumei de 6.000 de euro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10. Cine e împotrivă? Trei. Cine s-abține? Cine s-abține? Abține. Următorul punct. Raport privind starea generală în grupul social și de mediu orașul Pintei Bobna pentru anul 2015. Vă rog să vă susțineți. Da, ați avut raportul. Dacă vreți să puneți întrebări, vă stăm la dispoziție. Mai vreau să știm acum. Cine de repare? Dacă aveți întrebări, cu mai puțin. Cred că nu o să apropoi, doar pentru informare. Așa, la prima vedere, cred că fiecare dintre dumneavoastră ați trecut în revistă acest raport care mi-a fost prezentat ție și, de punct de vedere scriptic sau teoretic, apare excelent. Dacă e punctul de vedere practic, situația e aceeași. Dacă ne raportăm la oraș, la comunitate, la mulțumirea pe care o au cetățenii localității în legătură cu realizările pe care le-au avut în anul 2015 și să știți că numărul de lucruri special la funcționarii publici sau la personalul contractual din aparatul primăriei, mai degrabă ar vrea să ne împușăm numărul. Consilieri vor ajute la rostul pe care le are de bunurile administrative acelor proiecte. Dar dacă apreciați că toate celelalte activități sunt la nivelul perfect, eu credeți-mă că plec așa, că sunt trist și vă spun că e loc de mult mai bine față de felul în care a fost prezentat datele în raport. Dacă nu mai sunt alte comentarii, vă rog. Pentru că vorbim de un raport de cea unei activități care s-a desfășurat, mi se pare totuși puțin cam arbitrar, ca să nu spunem că abia acum putem discuta de subiectul ăsta. Pentru că ideea este că ceea ce s-a făcut pe bine, rău, pe jumate sau deloc, este cu aprobarea Consiliului Local. Deci, părerea mea este că dacă ne uităm în oglindă și ne vedem frumos, șarmanți și atrăgători, vom spune că raportul de activitate este perfect, corespunde cu realitatea și realizările care sunt, sunt realizările care sunt. Asta au vrut cetățenii, asta au ales, pe noi ne-au ales
Bun, răi, cum suntem, ne-am făcut raportul și am prezentat ceea ce am făcut. Urmează în continuare să se continue ce s-a făcut sau să meargă pe vechea modă, schimbăm și schimbăm și tot, când vorba aceea e nevoie de alte cheltuieli și ca și cu renovăm case, vom vedea noi după aia dacă s-a noastră sau nu s-a noastră, cumpărăm, dar după aceea concesionăm și tot felul de chestii de genul ăsta, care țin tot de raportul de activitate a întregului aparat care se află în camera asta. Și aparatul executiv și cel decizional. Pentru că noi, Consiliul Local, suntem factorul decizional. Deci degeaba ne ridicăm acum să spunem că am făcut sau să n-am fost contra. Este vorba de un factor democratic, iar dacă cetățenii au ales ca o majoritate să ridice mâna, cum a fost acum jumătate de oră, când am facultat un campionat întreg de judo, pentru că așa mi-a venit ideea, toată lumea împotrivă. Și toată lumea este foarte disciplinată. Felicitări pentru disciplina de care a dat dovadă. Deci, că vrea unul să spună nu, că unul e împotrivă, că încearcă unul să explice ceva, disciplina primează. Iar cine se uită și dacă are ocazia să ajungă la informația la ce se desfășoară în această sală, va deduce și este o vorbă care spune cel înțeles va înțelege. Deci alegeți disciplina sau uitați-vă în listele respective și vedeți pe cine alegeți. Cam asta. Deci raportul este perfect. Aș vrea și eu să vă spun ceva. Dacă e vorba de disciplină, din câte înțeleg, doamna Biri vrea indisciplină. Da. Vrea un fel de haos în orașul ăsta, fiecare să facă ce vrea. Da. Că asta este de 25 de ani. Asta înseamnă democrație la român. Mai sunt alte discuții în vorbe acest raport? Atunci vă rog să fiți de acord să trecem la punctul următor divers. Vă rog, domnul Timotaru. Deci, prin programul Europa pentru Cetățeni, un program comunitar derulat de Direcția Generală Migrație și Afaceri implementat în Comisiei Europene, ce își propune să promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unice, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, a apărut începând cu 14 aprilie 2014, prin regulamentul Uniunii Europene 390, un program de finanțare în valoare de 185.468 de milioane de euro, special pentru implementarea unor acțiuni în implicarea cetățenilor privind promovarea, istoria și valorile comune ale Europei. Și, totodată, încurajarea, responsabilizarea cetățenilor pentru modul în care evoluează Uniunea. În acest context, în luna iunie anului 2015, o delegație din localitatea Caldic-Nasco, provincia Milano din Italia, a efectuat o vizită în orașul Târgu Ocna, cu scopul analizării posibilității înfrățirii între cele două comunități. Localitatea Caldic-Nasco se află în provincia Milano, regiunea Lombardia, la 20 de km de Milano și la 30 de km de orașul Pavia, zonă cu o bogată încărcătură istorică, culturală, religioasă din această regiune. Proiectul de înfrățire între orașul Caldic-Nasco, provincia Milano și orașul Târgu Ocna, prin programul Europa pentru Cetățeni, intitulat 3R pentru Europa, respect, relație de prietenie și reciclare, cuprinde ca o temă principală importanța europeană, creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor, reciclarea acestora și reducerea poluării mediului înconjurător. Acest program a fost aplicat de această regiune, de această localitate și s-a ajuns ca în anul 2015 ca 80% din deșeurile produse de acea comunitate, a cetățenii acelui oraș, să le reușească să le recicleze, ducând la producerea de energie electrică verde și îngrășământ natural. În acest context, noi am ținut o legătură permanentă cu ei și în 22 februarie, printr-o adresă, comunitatea de acolo, Consiliul Local de acolo și în primarul, ne-au invitat pe primarul orașului, pe secretarul localității noastre, pe administratorul public, șeful serviciu buget, contabilitate și consilier juridic, tocmai pentru a efectua o vizită de lucru în perioada 16-20 martie, pentru a ne familiariza și a cunoaște localitatea în vederea realizării înfrățirii între cele două localități. Am participat la un program
acolo foarte interesant. Mi s-a prezentat consorțiul orașelor de pe Nav Vigli, e vorba de Mureu acolo, înființat în anul 2000, din care face parte acea comunitate, orașul Calvin Nasco, împreună cu alte 21 de orașe și comune. Acest consorțiu, prin activitățile desfășurate, au sprijinit autoritățile locale de a înființa centre ecologice în fiecare localitate, au încurajat locuitorii celor 22 de orașe să crească gradul de colectare selectivă a deșeurilor prin implementarea serviciului de colectare a acestora, din ușă în ușă. Precum campanie. Pare foarte interesant. Noi acum știți că nu am intrat în programul operatorului regional și acelei firme, Romprest. Acum suntem în faza când încă mai avem licență de funcționare pentru serviciu gestionat de către compania din subordinea Consiliului Local și am mers acolo să vedem în ce parte să o luăm, pentru că astăzi încă nu știm ce facem cu deșeurile din oraș. Adică dacă mergem pe varianta să ne afiliem și noi acestui operator sau să încercăm să depunem documentații și să mergem în continuare cu utilitățile de colectare a deșeurilor pe compania de care o avem în subordine. Ne-am deplasat acolo, vizita a constat în 4 zile și de asemenea colegii mei, împreună cu mine, am discutat cu omologii noștri din primăria din acea localitate. Am văzut și modul lor de lucru, sunt la fel funcționari publici ca și noi. Unele din actele normative deja au fost armonizate cu legislația europeană, ne-am pus oarecum la punct cu ei și drept pentru care am prezentat acest raport. Ne-am întors pe data de 20. Și cheltuielile de acolo le-au suportat ei, cheltuielile de deplasare, dacă... Dar cine a mai fost dumneavoastră în partea primăriei? Am spus. Cheltuielile private? Domnul, un pic. Sunt cheltuielile private sau în numele UAT-ului? Invitația a venit în numele UAT-ului. Și pe fiecare și categorie. Deși am nominalizat persoanele care trebuie să meargă? Da. Am înțeles. Deci secretarul Unității Administrative? Nu era recomandat să fie mers administrator în societății care coordonează activitatea de salubrizare. N-am cerut noi treaba asta. Ați cerut? Dar îmbrățirea se face între cele două comunități, nu între o societate de acolo și o societate de acolo. Nu, mă refeream la nominalizarea persoanelor care s-au deplasat. Iar proiectul nu se finalizează aici. În perioada octombrie a anului ăsta, 30 de persoane din localitatea Târgu Ocna, de toate categoriile socioprofesionale, vor fi invitate acolo, pe cheltuiala lor, de data asta, tocmai pentru a merge și a vedea exact sistemul lor de colectare selectivă a deșeurilor. În autocar? Da, în autocar de 30 de persoane. Da. Dacă mai sunt alte probleme la ordine, la punctul de versare? Bun. Ca raport versus vizita făcută și ceea ce ați văzut. Acum, este vorba de raport că... Am informat Consiliul. Asupra vizitei. Da. Așa. Dar de înfrățire despre ce e vorba? Prin programul acesta european se derulează aceste parteneriate și sau aceste modalități de înfrățire. Această comunitate de acolo, faptul că au aflat de Târgu Ocna și au fost în vizită la Târgu Ocna și au rămas plăcuți, surprinși anul trecut, au fost chiar de zilele orașului, au văzut că primarul de acolo, împreună cu o parte din consilierii locali și o parte din funcționarii din primărie de acolo, au fost la Târgu Ocna, în regim privat. Au fost, au văzut, le-au contat. De aia n-am știut noi, Consiliul Local. Da. Nu, că am avut ne-am trezit musafir, ulterior. Că știam că am avut musafir pe cel de la... Da, au fost oficial. Și în ultima zi de... Odessa, de Italia, nu, pentru că ei au venit în regim privat, au văzut localitatea, au rămas încântați de noi, am avut o discuție la primărie săptămâna de imediat următoare de lucru și au zis că suntem interesați să facem în cadrul acestui proiect european, să facem o înfrățire cu localitatea de Bogna. Noi mai avem ce-am niște înfrățiri făcute. Cu regiuni din Europa de vest, nu. Ei, nu, dar cu francezii nu suntem primi. E un parteneriat înfrățiri. Acela, dar nu este înfrățire. E un parteneriat, tot pe schimb de reciprocitate. Da. Ne-am înfrățit cu Franța, ne-am înfrățit cu Odessa, ne-am înfrățit cu Chișinău, cu Albania. Acum, cu China nu mai vorbesc, am fost și acolo în vizită. Un chinez n-am văzut de-a dreapta pe aici așa.
Deci tot facem cheltuieli, tot încercăm. Dar totuși pentru orașul ăsta vine ceva? În afară de cheltuielile cu înfrățirile. Așa, rători. Cred că este să vină la rău. Ați făcut câteva mențiuni și în raport pe continuarea procesului de extindere a țării și de analizare pe costa cu negri. Sunt oameni care întreabă. Cel mai important proiect pe care îl derulează orașul Târgu Ocna acum, 27 de kilometri de canalizare și stații de epurare, în valoare de 12 milioane de euro, la ora actuală se află în faza de peste 60% rezolvată problema canalizării și undeva la 80% lucrările de construcții la stația de epurare. Sunt aduse echipamentele în proporție de 60%, până la sfârșitul lunii vor sosi toate echipamentele și începe montajul la stația de epurare. Stația de epurare are ca amplasament fostul BAT, se lucrează acolo, chiar vă invit să mergeți, este interesant ce este acolo, este o întreagă uzină și la canalizare mai sunt câteva lucrări pe două străzi, pe Vlad Țepeș și mai au, încă două străzi, sunt Costache Negri și Republicii. S-a început acum repararea străzilor, se aduce la forma inițială, acolo unde a fost pietruite, se pietruiește, unde a fost asfalt, se pune asfalt. S-a rezolvat strada cimitirului Cărămidăriei și acum se lucrează pe Saline și la Vâlcene. Pe Tisești s-a turnat și astăzi asfalt, până acum nu s-a putut turna pentru că nu a existat, nu au pornit stațiile de asfalt. Pe Gălea, unde a fost canalizarea, au început să lucreze, acolo avem un parteneriat cu Consiliul Județean, s-a venit cu asfaltarea până la prima casă anul trecut, pentru că s-a suprapus lucrările de canalizare cu cele de asfaltare. S-a predat de către constructorul care a făcut canalizarea drumul, constructorului care face drumul și acum se lucrează la poveție și noi sperăm ca în această lună să se termine drumul județean. În ceea ce privește canalizarea pe Costache Negri și Republicii, aici au fost mai multe soluții de proiectare. Prima soluție a fost pe trotuar. Ea nu s-a putut realiza prin faptul că sunt cablurile cu fibră optică și cablurile de joasă tensiune de 20.000 de kV pe trotuar. S-a propus o altă variantă pe carosabil. Prima variantă, avizul a fost dat cu protecție la toată țeava. Asta a dublat costurile investiției și s-a revenit cu un alt proiect cu protecție doar pe la branșamente, traversele care sunt pe stradă. Se va face canalizarea pe partea stângă cum mergem la Onești. Constructorul este interesat să termine cât mai repede această lucrare. Ei au ca termen 30 iunie. Oricum, în acest an se va termina și canalizarea și stația de epurare, pentru că și constructorul dorește să termine să încaseze banii. Contribuția orașului la această investiție este 1,82%, bani pe care i-am împrumutat de la trezorerie și prima rată a fost plătită tot de trezorerie. Așa că dumneavoastră, când ați acceptat acel credit, deși au fost atâtea discuții, ați făcut un lucru bun, pentru că practic noi am avut cofinanțarea toată pentru acest proiect și nu din banii bugetului local, ci din acest credit care a fost destul de avantajos fiind de la trezorerie. Dacă încep aceste lucrări, vă rog foarte mult în zonele unde fiecare dintre dumneavoastră locuiți sau discutați cu cetățenii, trebuie să ne cerem scuze pentru disconfortul pe care l-au creat aceste lucrări, pentru că această lucrare a fost dată în subantrepriză și la alte societăți și sigur că au creat un disconfort atât la circulația cetățenilor, cât și la circulația mașinilor. Însă acum, după ce se va reface, sigur că avem această instalație de canalizare, și spre bucuria noastră, este un proiect care are și branșamente. Ați să știți că vechea canalizare care a fost făcută, nu s-au făcut branșamentele și a fost destul de rău. Noi facem acum branșamentele la apă și o să vedeți iarăși străzile care vin asfaltate acum. Respectiv Tambușilă, Daniela Caurea, Ștefan Constantinescu, Avram Iancu, Vasile Alexandrei,
să se lucrează la apă acum, pentru că nu vrem să mai avem probleme după ce punem asfalt. S-a licitat celelalte patru străzi, Vișoara, Căpitan Bușilă, Daniela Caurea, și Tăbăcarii. Să știți că aici lucrarea, cred că în câteva zile va fi stabilit cine este constructor, pentru că la licitație au fost 6 constructori. Și avem și drumul spre Salina, știți, de la intersecția cu Republici, unde este Chioșcul Galben, până la Salina și de la autogară până la Salina. Și vom rezolva astfel câteva probleme. Pe Vișoara nu au intervenit cei de la Iarbașul, pentru că vom veni cu partea de asfalt și constructorul. Sunt rezolvate și rigolele și trotuarele prin aceste proiecte. Finanțarea pentru proiecte, deci la drumuri, la proiecte este terminată și achitată. Pentru constructor sunt banii la Ministerul Dezvoltării. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt, dumneavoastră să vă raportați pe CNG. Da, eu sunt nevoia pentru o explicație în legătură cu competiția de judo. În primul rând, îi mulțumesc domnului primar că nu a aprobat, că oricum eram organizator și mă chineam destul de mult. Dar să nu uite că a fost dânsul întrebat la ședința din februarie dacă menținem această competiție, care a ajuns la ediția a 12-a, sărind un an, deci trebuia să fie a 13-a și inițiatorul la prima ediție a fost domnul primar. Deci dânsul a vrut să o facă. Eu nu mai aduceam, aveam unde să o fac la Onești, nu era problemă dacă nu era de acord domnul primar. Problema e că s-au trimis invitațiile. Acum, ce mă sfătui să fac la invitație acolo? Să spun că nu se mai ține competiția, că nu mai e de acord primăria. Altceva ce pot să zic. Asta e. Deci invitațiile au fost. Deci am din domnul primar. Deci au fost trimise cu acordul domnului primar. Pentru că am fost și am primit. Pentru judo, eu am tot respect, am făcut și eu judo și atenție, am fost inițiator și am fost de acord. Nu eu nu am aprobat, nu am aprobat Consiliul Local suma. Bine. Dar nu a respins nimeni să nu faceți acțiunea, dar să ne înțelegem. Dar nu a respins suma, doar sunt două chestii diferite. Deci competiția poate să se desfășoare la 13-a ediție fără nicio problemă. Această sumă care a fost repartizată din Consiliul Local nu a fost aprobată. Asta e și o diferență între dorința mea și hotărârea Consiliului. Iar eu trebuie să respect hotărârea Consiliului. Dar aici vizumă cu ghidion, arte și mai deci, haideți să-i întrebăm pe invita asta și la careva întrebare care face obiect. Iar eu permit o sugestie pentru domnul Patru, domnul Patru, că răjăză, de fapt am găsit. Vă sugerez să vă adresă și societățile astea, să le pare că nu mai e nevoie că nu mai vreau. Și cu sumă, chiar. Mai dorește cineva să adreseze o întrebare? Vă rog, domnul Măciu. Deci aș fi vrut totuși să aud raportul care nu s-a citit. Chiar dacă are 45 de pagini, aș fi vrut să-l aud despre starea orașului. Nu știm și noi, se filmează. Știe și ce era ce da, domnul Păsărin. Deci, pare rău să o spun în plină ședință. Am adus la cunoștința executivului, am nevoie de excavator, de multe excavator, 2-3 ore pe cărbunar, pe 30 de metri de șans pentru apa pluvială. Fiindcă se strică drumul și e păcat, fiindcă a fost făcut în vara asta cu balastru, a fost balastat și e păcat. De ce și când? Săptămâna viitoare am stabilit. Să țină de cuvânt. Executivul să facă șansul de scurgere. Eu la vremea a fost la două excavatare, două primarță. 30 de metri de șans, domnul Bucur. Nu este o avere. Și o 60 de metri. Dar bine, dumneavoastră faceți mai mult. Nu 60 de metri de lume. Dar doamna Păsărin, nu avem excavator, are compania de utilități publice și nu prestăm lucrările la fiecare personaj. Înțeleg că sunteți consilier, v-ați mai făcut niște lucrări. Nu. Ideea e fiind trebuie. Dacă se constată și cetățenii solicită, atunci putem trimite și trebuie. Așa vedeți, putem solicita fiecare. Nu. Domnul primar, nu luați, așa vreau foarte mult. Da, mulțumesc. Doamna Bine. O întrebare. Aș solicita executivul. Există cumva un criteriu de sortare, de alegere, de selecționare a agenților economici în condițiile în care se fac discuții publice despre starea națiunii?
Pentru că am înțeles și le aflu întâmplător și nu sunt singura în situația asta, care află întâmplător că executivul s-a întâlnit cu agenții economici pentru a discuta probleme care țin de elementul economic al orașului Târgu Ocna. Deci, care este criteriul de selecție, pe ce temă se lucrează? Mi s-a spus că nu facem parte din CERN, dar au participat cei de la Vale, când cei de la Vale nu sunt cei de la DEA. Deci, există totuși niște probleme de formă, le consider eu. La fel cum, îmi cer scuze dacă greșesc, sunt întâlnirile care se fac acum prin cartiere, care se fac discuțiile de rigoare și în care acest raport de activitate este prezentat și de bună dreptate, deci mi se pare normal ca executivul să prezinte raport pe fiecare cartier în parte, să spună ce am făcut, ce vom face și să fie însoțit în același timp și de către reprezentanții ai Consiliului Local, pentru a fi întrebați, pentru a fi chestionați, pentru a fi admonestați dacă n-au făcut ca lumea treaba. Dar am înțeles că există totuși o greșeală de mână, că întotdeauna numai pe partea dreaptă sunt cei care sunt solicitați. N-am auzit pe niciunul din stânga să participe pe la astfel de ședințe, decât dacă am nimerit inopinat. Deci, au fost niște chestii de întrebare. Întrebarea cu ea ți-a executivul, vă rog. Că domnule spune... Da, nu, adresează tot mai stânga. Nu, adresează minții, tot. Da, permiteți-vă răspunde. Sunteți reprezentat. Dar avem aceste întâlniri cu agenții economici, nu a existat niciun criteriu de selecție. Prima întâlnire a fost cu agenții economici de pe strada Victoriei, pentru că am avut câteva probleme specifice și acolo am discutat și am rugat să solicite închirierea de spații din domeniul public, pentru că fiind pietonalul, în această lună noi vom termina lucrările cum ne-a permis timpul până acum și atunci este frumos ca acest pietonal care îl avem să fie și cu activitate economică. Adică cel care are magazinul în față și nu numai, toți din oraș care doresc să închirieze, sunt prețurile stabilite prin Consiliul Local și să-și pună ceva elegant acolo pentru ca să desfășoare activitatea economică. Am avut și miercurea aceasta întâlnire cu toți agenții economici din oraș. Nu există niciun criteriu de selecție al lor. De la intrare în oraș până la ieșire din oraș, nu știu exact, n-am repartizat pe invitații, dar am verificat. Dacă aveți două cazuri în care nu au fost invitate, vă rog să-mi spuneți. Și am discutat. Da, dacă aveți două, haideți să vedem și urmărim cine a dat invitația și cine a semnat de primire. Nu facem nicio selecție, măcar partea economică și fiscală, să nu o politizăm, o lăsăm așa cum este. Noi am chemat societățile comerciale pentru că le dăm o importanță pe care o merită, mai mare, și chiar o parte dintre ei au felicitat că poate suntem dintre puținile primării care atunci când ajunge un agent economic în primărie este ajutat și servit cu documentele care le solicită. Și am făcut acest lucru și pentru ceilalți agenți economici să își pună problemele care au. Și am discutat referitor la deșeurile menajere și a participat din partea companiei, din partea celor care furnizează apă și dacă vreți vă pot spune și dumneavoastră să le spuneți cetățenilor că în același timp am avut și cu asociațiile de proprietari, cu cei care locuiesc la blocuri, unii au, unii nu au asociații de proprietari și am avut discuții fără ca să avem criterii. La blocuri am avut într-adevăr un criteriu și am luat pe grupuri de blocuri pentru că sala nu permite mai mult de 60 de cetățeni și atunci am avut separat cu blocurile A, separat cu blocurile C, separat cu blocurile F și cu I-urile. Da? Știți unde sunt I-urile, doamna B? Unde sunt blocurile în oraș? I-urile de pe nu știți, păcat. Să desconsilie de atâția. Nu, dar pare rău să au fost memorie. Păi tocmai. Sunt blocurile de pe Tăbăcar, da? Și atunci am spus că sunt, uite, domnul Pantruș. Și am avut discuții. Vă spun și ce am discutat și apoi revin la a doua întrebare. Au apărut în oraș fenomene de genul situațiilor de urgență. În podurile blocurilor sunt depozitate materiale inflamabile. În subsolul blocurilor, și avem exemplu B6, unde am cărat 7 remorci de tractor. Este o persoană acolo care a adunat tot ce s-a putut în oraș. În aceste condiții i-am chemat, am discutat, vom stabili responsabil de scară, pentru că nu se mai poate așa. Doamne ferește, de un incendiu este foarte complicat de a interveni. O a doua chestiune, uscătoare blocate, a doua ieșire blocată, apartamentul unde nu locuiește nimeni și unde
Nu știi de unde am avut în această iarnă la Geșasă o problemă, a curs 3 zile apa, pentru că nu găseam pe cine să facă și atunci am stabilit un regulament în care cei care nu locuiesc trebuie să lase cheia la cineva, să fie afișat la cine este cheia de la subsol, cheia de la etaj, de la pod. Noi vom trece pe la toți, încercăm să-i organizăm, pentru că solicită sprijin cetățenii, pentru că, într-adevăr, îi depășesc anumite probleme. Problema cu apă. Cei de la Compania Regională de Apă au montat contor la intrare în bloc. Și atenție, citesc contorul de la intrare în bloc și dacă cineva nu este acasă sau nu dă indexul, ei pun la cei care sunt de bună credință cantitatea de apă. Și s-a ajuns ca un cetățean să plătească 1,8 până la 2% din metri cub care îi consumă. Și am reușit în discuțiile care le-am avut să plătească cei care nu vin cu indexul. Și dacă în 3 luni nu dau voie dată la citire, să fie sancționați. Pentru că au fost cetățeni care nu au portat consumul. Deci sunt discuții normale pe care nu le avem din acest an, le avem din toți ani. Deci ședințele din cartier. Sunt ședințele pe care le facem din 1992, în fiecare primăvară, în cartiere, unde alegem acele comitete pentru administrarea cartierelor. În cartiere au fost prezenți și consilieri de la dumneavoastră. Domnul Păscălin a participat. Ședințele sunt publice, noi le facem cu afișe în cartier, nu e niciun secret. Toți consilierii, dacă doriți, chiar vă obligă legea 215 să participați la aceste ședințe, pe care le facem la școli, nu le facem secret, le facem la Căminul Cultural Vâlcele, Căminul Cultural Păcuri, anunțăm acum școală cu ei, școală Tisești, secția Son din Mura Slăinic. Deci nu avem niciun secret, vă invităm și dumneavoastră să facem. Care e procentul de branșament la rețeaua nouă de apă? Mai sunt la rețeaua nouă de apă suntem într-o proporție destul de mare, acum cred că 70%. Au mai rămas case pe Căpitan Bușilă și trebuie să le facem înainte de asfaltare și să le facem pe Ștefan Constantinescu, unde mai sunt acolo. Blocurile și Mihai Eminescu. Blocurile sunt aproape toate făcute și aici trebuie să vă spun că volumul de lucrări a fost mult mai mare. Din păcate au rămas bani pe proiect atunci, s-au făcut numai rețele principale, s-au făcut branșamente și acum se fac cu efortul. Toate piesele le cumpără primăria, munca o face compania de utilități publice și branșamentul vin cei de la CRAB, doar ce fac branșamentul. Și să știți că se face foarte greu pentru că trebuie să pun printre bănci, printre blocuri. Cum? Chiar iau bani. Da, și iau bani. Asta e problema cu CRAB-ul, e discutată. N-avem ce face, sunt probleme, știți că n-am aprobat prețul la apă, ne judecăm, mai avem un proces acum că ne cere și dobânzile pentru suma pe care nu s-a plătit la data când s-a făcut contractul. Știți că suntem în discuție și cu rezervorul de apă, care noi plătim chiria aproape jumătate de miliard pe an și ei practic folosesc rezervorul. Suntem în discuție și cu Poieni, cu Păcuri, pentru că apa acolo are același preț ca aici. O să vedem instanța ce hotărăște. Dar, pe probleme punctuale, am făcut niște pași și există oarecare colaborare cu nouul șef de la apă, cu domnul Popă. Când doriți, aveți telefon. O problemă care s-a ridicat și va trebui să o facem este un dispecerat pe care o solicită cetățenii, pentru că dacă sâmbătă, duminică ai o avarie, nu ai la cine să apelezi. Și vom încerca împreună cu compania să organizăm și acest dispecerat. Mulțumesc de care am să pe ședințele astea.